Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova implementează proiectul Suport pentru întreprinderile mici și mijlocii în digitalizare în cadrul parteneriatului estic. Acest proiect este menit să susțină companiile în digitalizarea serviciilor acestora. Camera de Comerț și Industrie, împreună cu partenerii, desfășoară mai multe activități menite să informeze, dar și să crească competitivitatea companiilor autohtone prin diferite seminarii, traininguri. Doresc să cunosc mai multe cum pot să încadrez domeniul meu în domeniul digitalizării, pentru că este o direcție inovativă și cumva toți trebuie să ne mișcăm pe partea asta. Vreau să încadrez domeniul meu mai mult pe partea de digitalizare, ce ține chiar și media, rețelele de socializare, cât și într-un program special unde aș putea să monitorizez lucru, pentru că rezultatele de fapt le văd în timp și timpul îndelungat, undeva într-un an de zile văd un rezultat perfect așa cum îmi trebuie și de ce am nevoie să văd evoluția lucrurilor pe parcursul acestui an. От этого проекта я вижу необходимость как минимум понять, на каком уровне идет развитие цифровизации в Молдове, какие мы можем, скажем, международные практики применить здесь, в стране. А также, ну, может, найдем партнеров каких-то, да, с которыми мы общаемся. Я очень рада возможности попасть в эту программу, потому что я последние 2 года работаю на фрилансе консультантом для начинающих предпринимателей и, в принципе, уже состоявшихся. Я помогаю систематизировать бизнес, автоматизировать некоторые процессы и также помогаю в продвижении. Стартапам помогаю упаковывать бизнесы для инвестиционной привлекательности. Очень хочу оцифровать свои знания, запустить свой YouTube-канал и проводить свои тренинги, ну, как бы сделать мои тренинги более доступными с помощью цифровой трансформации. Trei secțiuni mari au avut bootcamp-ul, care au fost 3 zile intensive și atunci, într-adevăr, a fost o doză așa masivă de informații foarte utile și concentrate. Unii oameni, respectiv participanți, au putut interactiv cumva să interacționeze cu trainerii. Da? După asta a fost foarte ok, că am avut și încă niște sesiuni online, cam de 4 ore fiecare, deja un pic mai îngust pe niște subiecte iarăși importante, pe transformare digitală. Am străduit foarte în toate aceste interacțiuni să ne apropiem cât mai mult de cazul specific a fiecare organizație și să vedem care avea idei de a ajuta să fac următorul pas în dezvoltarea organizației și transformarea, de fapt, a organizației prin diferite soluții. На сегодняшний день у меня образовательные центры, которые выпускают визажистов, парикмахеров, имидж-дизайнеров, бьюти-фотографов. И основная идея как бы этого проекта на сегодняшний день – масштабироваться и сделать диджитал-платформу, такой софт, для того, чтобы можно было привлечь в качестве преподавателей известных мастеров из разных стран мира. Благодаря сильнейшей команде преподавателей мой бизнес будет становиться на digital рельсы. И за время проекта я начала сотрудничать с одним из продюсеров в Европе. И это подтолкнуло меня переформатировать странички в социальных сетях, написать структуру сайта, которую я хотела бы видеть в будущем. Un lucru foarte important este însăși înțelegerea conceptului de proces intern al companiei. Iată, definiția asta proceselor, deci foarte multă lume nu o înțelege. Eu conștientizam chestia asta, înțelegeam ce e chestia asta, dar m-am aprofundat în anumite chestii care le-am înțeles mult mai bine.